Harul lui Dumnezeu, fiindcă chemat de la Părintele Gheorghe și de la grupul de la fratele noastre care a făcut această organizare, ca să spun cuvintele din Africa, unde cu Harul lui Dumnezeu am lucrat până acum 30 de ani. La început vreau să caut ca dumneavoastră scuza, mă scuzați, în primul rând, pentru că nu sunt original de român și nu știu bine ca să vorbesc limba română. Sunt original grec, cu român numai cu inima. Și a doua oară vreau să vă cer iertare, pentru că este puțin rușine pentru mine, un călugar străin, în drept, a venit aici ca să ne spună cuvinte au statului, au altceva, unde este o biserică mare, o patriarhie, unde sunt foarte mulți renumiți predicatorii, teologii, gascali, și pentru că nu este nevoie deloc să fie un calundă grec, a iurit ca să vă spune cuvinte de folos. Și pentru aceasta am două motive, la început vă rog să mă iertați. Știți că este voia lui Dumnezeu și Hristos, care înainte de tarea lui la cer, i-a spus ucenicul a lui ca să merg în toate zile, în toate cerile, toată lumea, ca să propovăduiesc și ca să botez oamenii în numele astfel de premii. Adică scopul al biserica noastră este mituirea oamenilor, tuturor oamenilor. Noi, ortodoxii, greci, rădini, suntem foarte bucuroși și recunoscători pe fața lui Hristos, pentru că am găsit biserica noastră aici, la țările noastre, pentru că alții strămoșii noștri au lucrat, au înființat în biserici, au tradus cărțile și noi am găsit toate. Numai Dumnezeu vrea de la noi, de la Rumânii, de la Reții, vrea numai râgna și dragostea pentru Hristos și pentru mituirea noastră și dragoste pentru aproapele noastre. Dar această mare lucru care noi aici am găsit și greșii românii și alții filosofii doare, nu este un inapăcere. Adică oamenii simte foarte desperați, se simt chinuiți și stăpâniți de la lucrurile, de la diavol. Prima dată am fost în Congo, pentru că mi-a trimis părintele stareții meu, Gheorghe Spațanis, mi-a trimis acolo pentru că înainte, un an de zile, a fost acolo ca să lucrează un alt germanat de la Grigoriu, în scurea mea, părintele Medetie, în locul unui alt părinte Cosmas, care acolo a lucrat 11 de ani, dar în anul 1989 a murit din cauza de accident. Dar părinte Cosmas acolo a lucrat 11 de ani, de la 1978 până la 1989, și acolo a înființat 55 parohie, a construit 12 biserici, și mitropolitul acolo a lui Sfântul Timote a pregătit 10 preoți de mire adică, și așa încet încet mergea bine lucrarea misiunea ortodoxă în Congo. Ca o paranteză vrea să vă spun un cuvânt despre Congo. Congo este o mare țară care este în mijlocul continentului Africa și este mai mare decât România, 10 ori. Și pe fața Grecia este mai mare, 18 ori.
acum trăiesc acolo aproape 90 milioane de oameni și acolo cristianismul, religia noastră antică, a intrat de la noi, a intrat de la catolici, înainte de 150 de ani. Dar protestanții au intrat în Congo de la 1930. Noi, ortodoxii, am intrat în Congo de la 1973. Adică, înainte de 45 de ani, este prezența ortodoxia în Congo. Ce vreau să spun, dar au intrat acolo alte biserici, dar oamenii acolo nu se izbaviți de la patirile lor, de la duhurile pe care ei le adora ca Dumnezeu lor. De ce? Noi știm ca biserica adevărată în care care noi am luat pe mine de la Iisus Hristos, de la apostolii și apostolii, de la Biserica lui Hristos, pe mine pașiștilor și până astăzi noi luăm toate darurile și documentarele de la Biserica Ortodoxă, prin părinții noștri, pentru că prin părinții noștri lucrează Duhul Sfinte, fiind ca Iisus Hristos, înainte de înălțarea Lui, un țăr le-a spus, le-a promis ucenicilor lui ca să nu mergă mai departe, vor aștepta ca să trimite Duhul Sfânt. Iisus Hristos, ca cuplul lui, a plecat însă, dar lucrarea pentru mântuirea oamenilor este în continuare în Biserica Ortodoxă, prin prezența indefinitiv, în viață, în prezența a Duhului Sfânt. Și slava Domnului, pentru noi este să mulțumim Iisus Hristos, pentru că numai Duhul Sfânt lucrează numai la Biserica Ortodoxă. Nu lucrează numai în alte biserici. Și pentru aceasta au fac și alte biserici. Trebuie să spunem ca simplu sens, simplu sens e heterodoxie, adică nu au linia învățătura ortodoxă. Învățătura ortodoxă completă este numai învățătura ortodoxă cum noi știm, cum noi știm. Dar acolo este o mare nenorocie, nu numai în Congo, în toate țările, și în Africa, și în toate alte, și în toată lumea, ca sunt multe biserici, dar nu sunt biserici al lui Hristos. Adică nu oamenii pot ca să izbavește de la Duhul mele, de la religia lor, de la adorarea lor pe fața lui Hristos, pentru că numai Hristos este adevărat în Dumnezeu nostru. Și acolo, în Congo, este atât de foarte puternică organizarea multe religia, organizarea, adică organizarea și adorarea Duhul Vrelea, diavolul, adică, toată organizarea. Ca noi aici suntem în patriarh, avem profeții, avem preoții, adică biserica noastră este atât de bine organizată, așa, cam așa, este organizată acolo și religia demonică. Și acolo, adică în fiecare sat, cum un oraș mic și mare, este un primar, un președinte. Acesta este obligație ca să fie, ca să aibă toate funcțiunile. Adică el este responsabil pe fața locuitorii a lui, să fie conducător, general, adică șef de armată, capacitor, și să fie și conducător, adică șef de religie a lor. Și toți oamenii care trăiesc în această comună, în această satul lui, trebuie să facă
și nu se poate ca să merg în alte, în alte orașele sau în alte satele. Pentru că sunt robii și sclavii pe fața acestuia om care, care se, se aude cu numele doctor. Adică au o numele în limba șoapirii și le numește mutanga. Ce mutanga adică doctor. Și oamenii, pentru toate problemele care au, spun, vor merge la mutanga. Ca să ne dea o soluție. Acolo problemele lor sunt dacă sunt foarte mici probleme, nu pot ei ca să impacta, ca să facă viața lor impactare și grandă, ca să iertare. Nu înțelege ce este iertare. Și de aceasta, vorbește în viața lor o urmă și invidie. Mare invidie. Timpul vreau să vă spun că fiecare om care este tată într-o casă, într-o vizionare a lui, are o viitor, o scăpire mică, de lucru sau de viață sau ceva. Și o zi le-a întrebat lui, de ce aveți asta scăpirea? Ca să mă ajute de la alți oameni care și ei au Dumnezei a lor. Ei gândesc că numai prin aceste idole pot ca să păzesc de sine și familia lor. Așa fac și alții oameni care tatăl Dumnezeu este responsabil pentru familia sa. Uitați ce mare lucru acolo face diavol, adică ține în această separație toți oamenii ca să nu au nici dragoste, nici impactare, nici nimic. Nu, dacă va veni în viața noastră o supărare, un metalul, doala, familia noastră a murit, avem alte multe lucruri, ce facem, ce gândim? Gândim ca va trece această lucrătate, are grijă Dumnezeu pentru noi, o mergem la părintele Domnului, facem strugare, Domnul auzit sfatul lui, adică noi avem această legătură și întâlnirea cu Dumnezeu, cu biserica, cu părintele. Și asta este o sprijinire, o bună, frumoasă, nadejdea și bucuria și liniște în inima noastră, în inima a lor, în inima noastră. Dar această situație care noi avem și este în viața noastră, și nu noi suntem desperați, supărați, în nadejde, vor veni toate necazurile și problemele în viața noastră, pentru că știm ce se face, cum vom ghidi, cum vom merge să găsim liniște, bucurie și harul lui Dumnezeu. Uitați dumneavoastră acolo oamenii care nu au această învățătură, această teorie în viața lor. Adică mari desperații și trebuie să-mi găsesc o soluție. Și ce gândesc? Dacă, de exemplu, un băiat al lor s-a bunăvit, gândesc pe părinții, familia, așa se tradiția lor, trebuie să mergem la mutanga, răzitor, adică, ca să le spunem cine a făcut vrejii și copilul nostru s-a bunăvit, au amurit, au are putere pe care nu are. Și merg la răzitor ca să le ajut. Așa face. În toată viața lor. Sunt oamenii foarte interesați, desperați și tipul de lor
este absența, imediatea, adică bucuria, liniștea, pace, nu știu nici pe chipul lor, nici în inima lor. Nici ei acolo aștept ca să vină o zi, ca să trăiesc mai bine, ca să ține, ca să simt în inima lor o toată viața, o renoire, o situație mai bună, dar ține poate să le ajute, ține. Asta este întrebarea mea și întrebarea voastră. Ține va putea ca să le ajute. Pentru că alte biserici nu au această posibilitate. Nu au harul din Dumnezeu ca să le ajute alți oameni. Când a fost acolo părintele Tomaș, fratele Dumnezeu Gheorghiu, s-a uitat 11 de ani, de la 1978 până la 89, mi-a spus o istorie foarte caracteristică. O zi au venit la dânsul un tatăl și soția lui, cu băietul lor, în vista tatălui Iulian, care a fost bolnav din cauza de pentru ei. Și l-au spus, părinte Tomaș, ne ajutați. Acum este bolnav. Părinte, le-a întrebat, în ce biserică mergeți? Mergeți la biserica catolică. Și acolo, părinte catolic, să vă ajute, să citi rugăciunea a lor și așa. Au mers. Se depinde părintele catolic a început ca să citească rugăciunea de izgonire al Dumnezeu, iarul care a fost în cuplă a fiecare baier, a folosit gura sa și l-a întrebat pe părintele catolic, l-a întrebat. Ce sunteți dumneata? Și poți ca să mă izboliți, ca să mă iesi, ca să mă ies afară din aici unde simte în această băiecă, ce putere ai dumneata. Și imediat, diavol a ieșit de la trupul acestui băiat și a intrat la trupul Antonio Catoli. Diavolul a fost demonizat. Avem multe acolo probleme cu catolicii catolici care sunt demonizați de cauza de lipsa al Duhului Sfânt. S-a pus și alții de minuni ca să înțelege. În anul 2006, eu am fost acolo în Congo, și în Congo unde este orașul de Colueși, și o zi a venit o femeie cu doi copii a ei, care au fost demonizați de cauza de Duhului. Am văzut cuvința. De unde a venit? Doamne, de la Asaic Congo, unde acolo este un oraș se numește Bukavu. Bukavu are acolo cuitori 2 milioane de oameni. Am fost acolo altora ca să găsesc un spațiu ca să construim biserica. Și am cunoscut acolo un părinte catolic, un nume Gilbert, și acesta, doamna mi-a spus, am venit de la oraș Bukavu, de Asaic Congo, și ce trebuie aici, de ce ai venit? Mi-a spus, uitați, eu sunt musulman. Copiii mei sunt bolnave, pentru că nu știu nostru acolo, nu știu ce a făcut, ce trebuie a făcut, ce trebuie a făcut, copiii mei sunt bolnavi. Am mers la părintele catolic, acolo este o mare misiune a lor. Puteți la internet, o să găsiți orașul Bukavu. O să găsiți un mare oraș, va adună lacul Kivu. Și acest cine mi-a spus, am mers la părintele catolic și l-am întrebat, puteți mă ajuta, pentru că copiii mei sunt bolnavi. Și el, uitați ce i-a spus, biserica noastră nu are putere ca să
ca să îndonească lucrurile. Numai una biserică aia știe, înseamnă și pe Părintele Exilter, acolo pe care și eu nu știu, trebuie să mergeți să căutați numai Biserica Ortodoxă, care este la sud Congo, de parte, și cum eu voi merge acolo, pentru la femeie. Numai putem. Și am fost cu tren, am găsit un tren și după o lună și jumătate, în cerchite, trenul de acolo, mergem în cerchite, a venit pe la Sud Congo, așa ajunge la Sud Congo, acolo unde este orașul Lezi, și așa ia aceasta găsită femeie noastră. Părinții acolo, congolezii, au făcut rugăciunea și au citit vărbunile de îngolire lucrurile și adevărat copiii au fost vindecați. Și da, și aceasta mama a fost altă lucrurile. După eu am plecat și nu știu acesta mama ce a făcut, a rămas acolo, a plecat, nu știu nimic, după eu am plecat spre Grecia. S-a făcut o altă minuni extraordinară. O zi, în anul 1990, a venit doi părinții, creștini, cu doar și congolezii, la misiunea ta, și mi-a spus, veniți ca să ne ajutați, că după copiii noștri, doi băiați, băiața lui, sunt stabiliți de la diavol, sunt paralizați de la vestorie. Veniți ca să ne ajutați. Noi am primit un părinte, Iacob Banza, care este congolez. El a fost mai înainte, a fost vrăjitor și vinator pentru animale care trăiesc la noapte, nopți. El este cel mai important și mai exclusiv. Părinte care are foarte frumoasă experiență ca să ajute pentru această problemă lor. Și am mers acolo unde este SITEC, adică localitatea lor, și a început ca să găsească acest agrător. Și l-a găsit. A fost un băiat cu vârsta 30 de ani. Și le-a dat. Dumneata, ai făcut așa copiii noștri în loc și dumneata, ce ai făcut? El mi-a spus, știți eu ce mare putere am? Ce pot face? Mi-a spus, dacă eu voi atinge cu degetul meu pe haine unui om, pot să primit acest lucru care eu vreau să primit. Părintele Iacob l-a întrebat, așa puteți să faceți și la mine, să mă atingeți și puteți să faceți și mie așa, puteți să primiți la mine Duhul tău. Și Părintele mi-a spus, nu se poate, pentru că părinții dumneavoastră ortodoxi sunteți foc înainte de noi. Acum, dumneavoastră, faceți această comparație. Diavol a intrat la Biserica Catolică Părinte și el s-a fost demonizat și răzitorul a spus că fața lui Părinte la Ortodox și de ce foc nu pot să fac nimic. Toată lumea, nimeni. Acolo avem un părinte congolez, părintele Iosif Pasinda, care s-a născut la oraș Kinshasa. Când a fost tineri, în vârsta cicluzială. Mi-a spus o istoria. A venit un părinte catolic din Europa, a construit biserica lui și a început să face slujbele a lui. Vis-a-vis de la biserica lui, a stat acolo într-o pasuță, un vrăjitor foarte puternic și pe masă, pe una masă, a pus idolii, multe idolii, statuie, mici și mari, și cu părunta lui, aceste toate idolii au început să mișcă, să face ca joacă, așa. Și mulți oameni veneau acolo în dejun și au bătut linia roșie, a fost o mare călăgie și o mare bucurie pentru ei. Dar părintele catolic a fost foarte supărat, pentru că nu a putut să facă studiul la lui.
adesso invece ci scusa a prima ora o a due o a tre da lei non ha avuto sappiamo se tu parla così per i giocatori a me si approva così allora c'è sta il gol di fare questo mai male male si a prima scusa a lui mai male poi da andate a Sartiglia agli tutte che parla lui anche se non ha potuto questa așa a mers acasă cu gol, cu această diavolă pe casa lui. Dimineața am întors înapoi și a spus că nu am putut să stau cu liniște, cu matomul, nimică, această idol mi-a suferit, mi-a chinuit, ajută-mă. Și, fără-i tot, m-a întâlnit la dar a spus că așa a atât de mult supărat, simbitit a fost pe jucătorul și așa nostru părinte Iosif, doar părinte nostru, mi-a pus după 2-3 zile de când am găsit biletul, a luptat într-o avion și a întors definitiv la Europa. Și după 2 ani, nostru părinte Tomas, Pat de Roma, a scris o Biblie, o Biblie, o Biblie, o și a trimis pe toți cardinalii și justiții și părinții din toată lumea ca să nu citesc altă dată rugăciunile, rugăciunile de vedere, rugăciunile de izbăzire, nu trebuie să zică acolo părinții lor rugăciunile de demonizat. Și până acum este interzis cu porunca lui Pap, părinții a lui ca să nu citesc rugăciuni de dezlegare pentru că au această problemă. Cu puțin din zică. Da. Aproape la Poluezi este un sat unde mai înainte au fost mai mulți ortodoxi. Pentru că s-a răspundut o franceză, că acolo, într-o comună, într-o sat, religie sunt multe, poate diferite una pe alta, de la alta. Poate 10, 12, 20, 30, mai multe acolo sunt comunitate protestante, pe care una este diferită de la alta. Părinte Tomas, a mers o zi la primar, la oraș cu legi, se le-a spus că să le ajute, că să le ajute, dacă se poate că să pune, că să pune părinte Tomas, un ortodox primar în această sate, unde mai mulți acolo au fost ortodox. Primarul de la Poluezi l-a ajutat. Și au pus acolo acest om care și nu și eu m-a cunoscut cu numele Nicodem. Da, uitați. După puțin timp, cinta au aceste puteri ca influență de la viața lor cea să vede. Simta el a avut o metadină, o problemă în viața sa, în familia sa, a mers la șefe vrăjitorilor. Adică o regiune, poate să fie acolo satele 30, 40. Și este un șef mai mare care se numește în limba arabă scrisă Sultan. El este mai mare responsabil pentru toți prezidenții care, pentru toți primarii, prezidenții, adică care sunt scris de stabilirea și puterea lui. Și acesta, domnul, credincioșul nostru Nicodem a mers la Virgin și mi-a spus ajută-mă pentru că am dat probleme la familia mea. Și acesta sultan, uitați ce mi-a spus. Eu nu pot să te ajut, pentru că este alt mai mare răzitor, este acesta care te a bătezat. Eu nu pot să te ajut. Și așa el a plecat și a venit cu părintele Tomas, așa mi-a spus Sultan, nu poate să se înțeleagă. Acum ce vedeți dumneavoastră?
Τα Μουμπάι με τη Σέντρη Δόξα λουτριάζει και του στήριδε. Δηλαδή, άκου τη Σέντρη, μου έστειλε και του στήριδε. Στο πιθά θα βάλουμε τόλο, σύντη, πίνα κούμε στα πιλίτ, ρόντι, διάβολη, διαβόλυρο. Αυτό είναι ο κόμπο, αν δεν έχουν τα ρίδια. Θα δείτε τον Λαζάρ, αν είστε στήριδε. Αντιγράψτε, μου έστε η Σελάντρα διάβολη, σαν να πούμε, τώρα λίγο. Από αγκουάρδε, μην κάνετε μόνο περνάτε. Το τι, το σπερνέι, μην πάρε να πάνε κάτω από τα πόδια τα φουσκαρία, τα τέλησα. Τα πήγα, δεν μια θα πήγα σε άρα, εν αγόστο όμω, φάρτε γενικό, ασκουπατό. Θα σα πούνε, πέστε όπω είπα, θα σα πούνε γενικό. Στην Δούπα 12 άνοι, γιατί μόλι αυτή την ηλικία όλων. Σε μετά να πω έτσι από τον Καρά, αφού ήταν το κοινό, το παρήγγελε η Λαζάρ, μια που παρήγγελε Βαρνάδα, κάρα πολλέ στάρε ή το μαστίδε του Τίνι Δεκόλ, αν δεν έχει κολλητό μου αυτή, συνεχίζει τότε η Βαρνάδα, δίνω την βάση, συζήτησα, δίνε μοιράζα για να πει την παρήγγελε η Λαζάρ. Σιασά, σαν κοιτά. Πού θα έλεγε αν το δείτε το μεγαλά. Οι τέσσερις πόλες διάσα, διάσα βάσα, πούμουν, ας ούντε, ας μασκούτε, πούμ, ας χρησκούτε, πούμ, ας χρησκούτε, σε το δόξα, σαν την πάρα. Συνεχώς, μα μασκούτε, δε πάτε δελά. Κολουέζει στα πιτωμέτρια, θα τους λέει αυτό το πιστάνσι, αομορείς την αυτοστήλερη, είπα εγώ αν πέσει κατά στα φεμέλια, αν χρησιμοποιείτε, αν μικράτε, αν πέσει κατά στα φεμέλια, εσύ νόη αν μικράτε να βυσέρει τα προτεστάντα πέντε κουφά. Αν όμως είπε για τσακούν λαλό, συμπάστε μια ασκούσο ζή, που πασά σε δούνι, άλλες πέτρες, τα φλούδιου, τα προτεδάστα. Τα παραπέντρα σε ασκούν, τα σπίτσκα, μίτσι πάστορι, μίτσι Υπάρχουν πάστορ, νου αου πρεοξίε ή γουάνι μου δάιτσι, μυρένι τούτα, νου αου πρεοξίε, νου αου πιάζει τον λίγο σπίλδε, σε νου αου τάιμ, σε δα διχάζει την ιντουέζα, το σημείο του σπίλδε, το ξέρω μάστρα, σπούν πάστορ από όλο, μέτρε, μποτέζε, άπα και μποτέζε. Μου μάρει, ο δάτα, εννοείται τα άπα, η νούμερα το πιστάντα κάτσι με το δίσκο. Αν θέλετε να κολοσάσετε λούνι, πρέπει να σάσετε το γάμο λαρό και το λίγο βασακούρες, παθώ να σκούσετε το μέτρο δημιού σε σερβοτεσά, σε παιδιάς, και τα δίνω μια νούμερα σαν συνόμερα, συνόμερα, συνόμερα. Αστικά, ακούμε, πόβουν τα παθώνουν κασαμά σβηνέστα, κασαμά σβηνέστα. Να είναι κασαμά σβηνέστα, αντώαζεις. Εγώ αν στάθτε τεχνικό, δεν ξέρει καλό, σι αν συντή πόν, αν συντή ο μήνα, ο μήνα που νου η πόν, κάρε αυτός που στάθει μια, μια τράση, ασά, ασά μια τράση, συνεχώς, νοχώς, μην τα λέει, τι να πως, μηρέν αυτός, Όσκαρ, νοχώς, Όσκαρ, τι είστε, δάμε, μια αυτή που λέει Λαζάρ, αν δεν τα σπάκω αυτά, θα σα δέντε, που τσίνε ευρωπές, δάδε μόνο που θα σας αφήνω, θα σας αφήσω
me está primero. Quizás algo me pare a abrir, y no estoy ni me mis, cuando lo da, si tiene a por. Dar, quizás después, Dumnezeu mi-a trimis, nu trebuie să întrebați la el cine este. Poate a fost înger, a fost un înger, a fost un sfânt, nu știu, nimeni. Și le-a spus, Dumnezeu te iubește și mi-a trimis ca să te spun în această biserică unde mergeți, nu este biserica adevărată, trebuie să mergi. Și unde voi merge? Îngerul sau sfântul le-a spus, mergeți pe năstinga, puțin departe, din nou năstinga, o drumă asfaltă, acolo este o piață, clădirea de posta, vis-a-vis acolo este biserica una ortodoxă, în unde se spune Gheorghe, numai asta este biserica adevărată, a lui Hristos, așa de Iisus. Așa am născut pe ziua pe Dumnezeu, o scătune, am plecat cu prietenul meu, Simeon, cu numele, și am privat. În colț, o lume este un loc, de la două lume de cealaltă intersecție, este o biserică, este pina publică, biserică, catolică. Fără să știu ce biserică este, am dat în ziua de biserică asta. A trebuit din nou acesta om îndrumat. Și mi-a tras de la haine mele, de la urmă, de la urmă. Și mi-a spus, Oscar, unde mergi? La biserică mi-a spus. Nu merg în această biserică. Nu este biserica lui Hristos. Este biserica lui Papas. Este un alt șef. Nu este biserica a lui Hristos. Pleacă. Unde nu merge? Pe spate. Este un drum asfaltat, 700 de metri. Pioa, acolo este o piață, la gândul de posta, vis-a-vis ce ortodoxă, acolo venim. Așa el a făcut și a găsit biserica ortodoxă lui Gheorghe. Acolo este. A fost, în acea zi, a fost după amiază, ora 5 aproape, și părintele Cosmas, care a fost acolo în viață, și a trăit și s-a slujit, a fost terminat în vecenie și a necat Oscar cu prietenul al lui Dumnezeu. Mi-a spus părintele, dar atât de mare bucurie am simțit de când am intrat în această biserică și am crezut, credeam că Sfântul meu a vrut ca să pleacă afară, ca să lăsă afară la Iubiul în cer. Atât de mea bucurie am simțit. Am văzut bărbunul meu, Cosmas, care mi-a primit cu dragoste. Am auzit învățăturile pentru 3 ani și la data 6 ianuarie 1984 m-am botezat în urmă cu 360 de oameni. Afară de cerca, în acolo este un baxter, în acolo. Eu l-am întrebat, după botezul dumneavoastră, ce ai simțit? Mi-a spus că am simțit că a ajut de la Fântul meu ca o piele, ca noi, cred că noi scoatem o piele unui animal, capra, oi, nu știu. Așa și el mi-a spus, am simțit că a căzut jos ca o piele această viață adică a lui viața lege. Și după aceea ceva, am simțit bucurie și libertate. Și am văzut și un porumbel pe capul meu care după a stat pe capele tuturor oamenilor care au fost botezați. Și după aceea mi-a spus, de ce ai făcut preot? Eu sunt omul păcătos, omul prost, nu sunt vrednic, nu știu nici să scriu numele meu și să pun semnătura mea. Dar Părintele Cosmas mi-a spus o zi, este voia lui Dumnezeu și trebuie să fie, să deveni preot. Am făcut o scutare. Eu l-am întrebat. În acele zi, Crescutul a citit a simțit învățiunea de diotonie pe capul tău. Ce ai simțit înăuntru, în inima sa, inima ta? Mi-a spus, am simțit că a prins o mare foc care a rămas în inima mea o săptămână și după a plecat, dar a rămas puțin ca o flacare de lumenare. A rămas în inima mea.
Și ochi am vorbit cu părinții din Gheorghe. Și dar cât dacă ce este semnează asta la care de luminare asta foc ce este? Și a spus este darul de creație. Așa este, așa a intrat la creație Părintele Tomas, Părintele Lazar, care acum este sfinte. Ce sfinte este? La început, prima minune pe care și eu am simțit, a scos mireasma de la tâmpul lui. Și după o zi, Părintele Superior l-a trimis în anul 2006, l-a trimis la o parochie de față de acolo, în 200 km. Și acolo a ajuns cu o camion după o zi și jumătate. 200 km a făcut o zi și jumătate cu camion, cu drumul foarte rău. Și când a apropiat asediarea biserica, l-a oprit o femeie cu un copil care a fost paralizat și le-a spus: Părinte, eu am auzit că a vreo voastră aici în 2010 foarte mari ajutori. Părintele Lazar a spus: noi nu suntem ajutori. Suntem ajutori lui Hristos, robii lui Hristos, așa. Nu știu ce să vezi, așa spun oamenii afară, ca dumneavoastră aveți o putere mai mare și foarte mare, foarte puternică, și așa am auzit și vreau să mă stați. Părintele Lazar a spus: în ce biserică mergeți? Sunt protestant, dar pentecostal, așa. Mergeți la pastor, la șeful tău, să ne ajute. El a bolnavit, s-a bolnavit copilul meu. Nu merge, nu merge la Dumnezeu. Dacă vrei, ajute-mă. Și pot mă dat, în locul unde era stat afară la biserică, a scos cap de moritere, a citit rugăciune de vindecare și dormire de lucrurile, și așa el mi-a spus istoria asta, și copilul după câteva minute a ridicat și a primat. S-a ridicat, s-a vindecat. Și mi-a spus alte istorie foarte minunate. O zi, Părintele Superior l-a trimis în toată o altă parohie, 70 km de acolo, unde, știți acolo, toate parohiile, toate bisericii nu se simte făcute cu piață și amintea. Sunt făcute cu lute, care a cuptor, care cu focul și acoperișul este cu iarbă. Care iarbă trebuie să scoți afară, o dată pe an, pentru ca fiul european să devine stricate din cauza de plouă. Și am mers acolo, am pregătit o masă, o încercată sus ca să nu aruncă jos microbi și gunoi și altceva, și am început să fac un sfânt de vie. Am terminat și taine de Eucaristie, taine de Sfântului, și a căzut această perete care a fost perinde de la masă, a căzut și toată lui, a răscătat, a vărsat jos de la copilul Duhului Sfântului de Lucros, a vărsat jos și s-a răscătat cu lui. Eu am început ca să plin. Ce vrei ca așa? Nu am putut ca să nasă, Duhul Hristos să fie amestecat cu lui. Și am hotărât, voi imita toată lui și după voi lui. Așa mi-a spus, am imitat mai mult de 3 kg lui. Dar nu am. Pe o altă zi, Părintele Superior l-a trimis și toată la altă parchie și după liturghie, de când totul a încheiat sau a fost perimită să le găsesc, un băieț, după adăpăsania, a vomitat în jos, în mijloc la biserică, și băieții de azar a văzut asta problema și a început să se plinge și le-a spus tuturor acolo, pentru Hristos în Bogolezii, nu apropiați acolo, după liturghie, eu voi merge ca să
ca să fac curățenie. Si entro la Biblia, a mesa pone si culi balón a estar en dos y un genuti, a ser un genuti, si culi balón a aumentar toda la presencia a dos y dos. Si sa que el mundo no ten, para el de la sa, a salir el pie del tiempo, el padre de la sa, a ser un pie, no hay una gente que se aplica todo a un punto, un punto de tongue, a un după el este aproape moartea lui, are Parkinson, are vârsta 77 de ani și cu camera mea, am luat studentul aproape 10 minute, de când am venit cu mine, ca să ne avem viața noastră, pentru că am această simțire a mea, inima mea, după moartea lui, Dumnezeu nu știe ce minuni va face prin părinte Miazar, nu știu, poate, după lui, la mine, e trendul. Poate altceva, miasma, miracle, nu știu, dar Dumnezeu, așa am această simțire, cred că sunt de această simțire, cred că el este va fi primul sfinte din Congo. Am această divizie, poate o altă zi voi da la părintele Gheorghe, 10 minute este, ca să vedeți, tipul lui este un om scump, slab, ca Sfântul, ca Sfântul tot acuioșul Paisie Algoritum. Asta este omul minunat, poate simbitor și simbitor. Poate am venit să răspund și după poate schimba un program de lucrurile. Acolo, un baiet din vârsta 50 de ani a fost elev. De la casa lui mergea la școală, dar pe lângă acolo a fost biserica, ortodoxă. Și mă mergea acolo, a auzit bucurie din asta în biserică și începe a auzit bucurie și se face dat. Fără să spune mie pe părinția lui. După putezea lui, a vorbit cu părinții și a spus, eu sunt creștin, ortodox. Părinția lui nu a fost nici catolic, nici creștin, nici creștin. A fost panghin. Și tata lui, nu cum a jucat, l-a bătut și după a mers la răstor, la Uganda, la răstor. A mers la răstor. Și l-a spus, vreau ca să mă ajutați. Pentru că copilul meu a lăsat religia mea. Ce vă ziceați? Dați-mi banii, pentru că acolo de răstor e un om comerț, pe care omul care va veni acolo și ia, și cred că vin cu banii. Dar așa, nu au bani, vreau să-l dau complete, haine, radio, stai, staune, toate ce are, care au în casă de rând, vreau să-l dau la răzbat. L-au dat banii de câte a înțelit și le-a spus că eu zic, mine, eu, dimineața, aceasta dorință ta, voi termina. Copilul a plecat la tata, acasă, tata biserică acolo, la minute, a urmat și mergea la cutăfoară. Dar de la păduri au venit doi șerpe, doi asupra de o mare șerpe, până în lor metri, foarte mult așa. S-a venit unul de la dreapta și unul de la stânga și a fost aproape, a spus aproape de zis, ca să le aruncă, să le prinde. Copilul a făcut semn de credință, de face, și când a spus că și cu clase ajută, mi s-a făcut servituțe, aceste sertele au întors la pădure. A întors acasă, a spus părinților lui, sunt foarte bucuros astăzi, pentru că m-am izbavit într-o mare stică, au venit două sete așa astăzi. Tata lui, nu s-a curat, a mers la ajutor. Și mi-a spus că ai terminat, ai primit dorința mea? Da, eu astăzi dimineața am primit două satana, două diavoli
cu forme, două serpe mari. Că s-a atinge copilul, că s-a atinge copilul mare. Dar copilul meu, a spus tatăl meu, este izbăvit, este acasă. Spuneți bine aici la mine, că să vorbesc eu cu deși. Răzător a început ca să vorbească cu copilul. Paranteza, nu paranteza. Acolo spus, vrăjitorul, nu au auzit nimic despre Hristos. Nu știu că a venit în lume mituitorul nostru care este mituitor pentru toată lumea. Nu știu la oameni care. Dar nu știu nici nu știu. Nici vrăjitorul. Care sunt colaboratorii, prieteni și mituitorii și ajutorii. Iar voi, iar voi, iar voi. Și a început să învațe copilul despre viața lui Hristos, lumea sa, așa, și a sfârșit ce s-a învățat. Acest trajitor, și copii, și frații, și părinții lui, s-au potetat. Pentru că au găsit cine este mai mare, nu Duh, dar mai mare Dumnezeu. Acesta numele acolo noi este ușor să găsim multe și slavim, și mulțumim lui Dumnezeu pentru toată toată Dumnezeu care a fost acolo Dumnezeu și Sfântul Dumnezeu. Încă vreau să vă spun că acolo trăim o epocă apostolică. Precum în această perioadă, după lansarea lui Hristos în acțiere, apostolul nostru și ucenicii lor, de când au început ca să întinde, ca să evaluește, Dumnezeu le-a făcut multe lume. Așa, această situație, trăim și noi acolo, multe lumile fac acolo Sfinții noștri, Hristos și Maica Domnului. Nu avem timp. Am scris până acum, în Luca Greacă, 250 de minuni. Am scris și înainte ca să vine aici în România, am tradus toate acestea minuni în limba lor suahili. De ce? Ca să citesc și ei, acolo congolezii, ce mare este Dumnezeul nostru și ce mari sfinții, ce mari sfinții sunt prietenii și vindecatorii noștri, ca să știu și ei în limba lor și de la părinții și de la frația lor, ce minuni pe acolo Dumnezeu prin Biserica noastră a Dumnezeu. Mulțumim pentru dumneavoastră. Vreau un scurt pe care vă 15 minute și pe care vă invităm la a doua parte a conferinței.